pui picant cu ciuperci. Da, avem toate ingredientele așezate aici. Le vom discuta pe parcurs. Deci avem nevoie de 2 ouă pentru crusta puiului. Spargem ouăle într-un castron. Le bătem cu puțin piper. Amestecul este făcut din făină neagră cu piper colorat și chimen. Pieptul de pui se trece prin ou, pe urmă prin amestecul de făină. Se pune fiecare bucată în tavă pe o hârtie de copt și se bagă la cuptor cam 25-30 de minute. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 200 de grade Celsius. Pentru prepararea garniturii se taie ceapa, se curăță, se spală ciupercile și se taie în bucăți mari. Se pune puțin unt într-o tigaie și începem să călim ceapa, puțin înainte să punem ciupercile. Adăugăm și ciupercile, lăsăm să se înmoaie puțin, după care adăugăm 150 de ml de smântână dulce și lăsăm să fiarbă puțin. Pentru decor, tocăm puțin pătrunjel și presărăm peste amestec după ce am oprit focul. Acum pregătim broccoli. Îl spălăm, îl rupem în bucăți mari și îl punem la fiert cam 7 minute în apă cu sare. Și asamblăm farfuria. Asta este tot. Poftă bună! Nu uita să dați like, share, subscribe!